Continuăm emisiunea și vorbim împreună cu invitații noștri despre un aspect deosebit de important și tot mai prezent în viețile adolescenților, gestionarea anxietății și a depresiei. Adolescența este o perioadă plină de schimbări, iar presiunile sociale, academice și personale pot deveni copleșitoare. Vom discuta despre cum putem recunoaște semnele acestor probleme și ce strategii eficiente există pentru a ajuta adolescenții să navigheze prin aceste provocări emoționale, oferindu-le sprijinul de care au nevoie, împreună cu Sorin Lucaci, psiholog și coordonator de evenimente al editurii Herald, și Oana Moșoiu, lector universitar, doctor în științele educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației de Universitatea din București. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! De-abia aștept să povestim, să intrăm așa în universul ăsta al adolescenților. Eu încă nu știu ce mă așteaptă, pentru că așa, cum bine știți și vă spuneam, eu sunt încă la ești grupa mare, eu sunt în altă perioadă, da? Mie mi se pare acum că e greu, mi se pare că la adolescență ar trebui să fie mai ușor să te înțelegi cu copiii, dar uite că de fapt aflăm că lucrurile se complică. E o vorbă, copii mici, de-aia bătrânească. Doamne, de câte copii ori am mici, probleme mici, copii mari, probleme Dumnezeule, mari. Da, deci chiar vreau să povestim mai multe, uite, pentru că sunteți părinți de adolescenți, să înțelegem de ce perioada asta vine cu atât de multe la pachet, da? Că tot aud și vorbesc cu părinți care au adolescenți. De ce? Ce se întâmplă acolo în adolescență de nu-ți mai recuperezi, nu-ți mai recunoști copilul? E adevărată zicala cu părinții, da, copii mici, da, și probleme mici, mai ales când ajung la adolescență și atunci spui, vai, dar cât este de adevărată această... Dar ce se întâmplă? Că vreau să știu. Acest proverb. Se întâmplă o destructurare completă și o reorganizare arhitecturii neuropsihice. Uh-huh. Făcea cineva o metaforă că de îndată ce s-au așezat piesele de șah și simți că toate lucrurile merg, vine cineva și răstoarnă tabla cu mâna, da? Și o iei de la capăt. Deci da, este într-adevăr o etapă de foarte mare restructurare, care e foarte puternic alimentată hormonal. Mm-hmm. Și de aici... Adică vrei să spui că băiețelul meu, care este super drăgălaș acum și iubitor și așa mai departe, o să fie un nesuferit când o să ajungă la adolescență? Da, și va ține undeva între 8 și 10 ani, perioada în care va părea și va părea că nu ai reușit nimic ca părinte. Da, da, da. Lumea va părea fără sens, tot ce ai făcut și ce ai învățat despre relația cu copiii va părea că nu se aplică copilului tău. Și o perioadă de confuzie pentru părinți. Grea, da? Da, e o perioadă grea și pentru tineri, dar ei nu o simt ca o perioadă grea, pentru că e o perioadă din viața lor pur și simplu. Da. În schimb, pentru părinți, o perioadă foarte dificilă, pentru că ei au istoricul copilului lor. Și au văzut cum a progresat. Și, știind evoluția, da, copilului, se pot simți foarte descurajați că lucrurile nu merg în direcția... Da, și pe principiu, mă, dar eu am aplicat tot ce știam mai bine, adică, uite, i-am făcut poftele, da, sau... Noi vorbim, da, de o prăpastie generațională care, uh-huh, este un fenomen istoric. Da. El nu este de azi, de ieri, este și acum. Dar astăzi, prăpastia generațională este foarte mult accelerată de acest instrumentar nou care tot apare în rândul noilor generații. Și vorbim de tehnologie, vorbim de felul în care informația circulă, vorbim despre punerea la îndoială a tuturor reperelor, de accelerări economice și sociale și așa cum a fost și pandemia, care a dus la niște fenomene sociale mai puternice, care au provocat foarte mult, mai ales sănătatea mentală, da, uite, și chiar, sănătatea, da, relațională, faptul că nu au putut ieși din casă să-și facă relațiile acelea față-înfață, fizice, uh-huh, da? de socializare, care e o nevoie foarte importantă și special la adolescenți nevoia aceasta de a aparține unui alt trib decât tribul de apartenență. Așa se dezvoltă autonomia și toate plecările adolescenților de acasă și nevoia lor de a explora în contexte noi sunt teste de autonomie. Ei vor să vadă că se pot descurca. Ei cred că se pot descurca, părinții spun, noi știm că nu te poți descurca, de aici un conflict, da, 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 de tipul nu te las singur, nu încă vreau să copil, pleci, da, nu te duci nicăieri, da, vreau să știu tot timpul unde ești, vreau să-ți activezi share location. Da, da, sunt, da, și mai multe pericole sau aparent par a fi mai multe pericole, deși mi-aduc aminte că și noi când eram adolescenți, părinții ne fereau și ne spuneau și ne amenințau. Așa, că se sau nu te lăsau să te duci școlă sau mai știu, da, eu, da. Dar a crescut accesibilitatea, uh-huh, drogurilor, de exemplu, ceea ce mare sperie problemă pe părinți. Da. Consumul de alcool a crescut foarte, da, mult, care este un pic alimentat și de mass media și de filme și de
modelele acestea, da, pe care copiii le văd, tinerii, mă rog, nu mai sunt chiar copii, da, dar le văd și văd că social se consumă alcool sau se consumă băuturi de un fel sau că, altul. Nu știu, cei din anturajul lor consumă, da, și vor și ei să încerce și așa mai departe. Da, și atunci e complicat, da, mai ales dacă nu ești lângă copilul tău, să știi că se duce la o petrecere și, ok, tu l-ai înzestrat cu setul ăla, da, de, da, cunoaștere și așa, dar nu știi ce se poate întâmpla. N-ai control și aici intervine... Istoric vorbind, da, e o perioadă în care, de fapt, aveau loc niște rituri de trecere. Da, da, da. Pe vremea triburilor, de la această vârstă, băieții erau luați la vânătoare. Se duceau în pădure și da, se descurcau. Și veneau bărbați. Da. Mai în vremurile recente se pleca în armată. Da. Noi am pierdut și acest tip ne de ducem plag. La facultate acum. Acum este plecarea în prima vacanță. Da, da, da. Este primul fumat. Este... Da. Și aș vrea să înțeleagă părinții care au adolescenți că au nevoie să fie alături de copii și eventual să-i sprijine în... și în a crea, de fapt, niște ritualuri de trecere care să fie cumva mai protejate, mai să line, nu fie atât așa de riscante, da, da, da? Dar să înțeleagă faptul că acești tineri au nevoie să treacă realmente de pragul casei și să înceapă să exploreze lumea, pentru că este modalitatea prin care ei și găsesc locul în lume. Și stând acasă pe canapea sau în siguranța părinților, ei nu pot să interacționeze cu lumea și să-și testeze forțele. Care e locul meu în lume? Să pună la îndoială ce se întâmplă dincolo de universul familiei mele. De ce unele familii sunt diferite decât familia mea? Care este adevărul? Vor avea această criză existențială, nu mai ales alimentată și de studiile de la școală, de filozofie, de psihologie. Universul lor interior se expandează foarte mult, pentru că este o perioadă de structurarea personalității. Așa asta înseamnă să înțeleagă cine sunt ei și aici este rolul și a familiei care trebuie să susțină și nu va fi deloc ușor, pentru că tinerii sunt într-o perioadă în care resping familia, ei au nevoie acum de alte familii, să spunem așa, și rolul școlii, pentru că școala e un foarte bun tampon, mediator, seamănă cu o familie, da, da, nu e o familie, pentru că sunt oameni cunoscuți acolo, ne comportăm foarte apropiați unii de alții, ne vedem zi de zi un timp lung. Pe de altă parte, școala poate media prin mesajele pe care le transmite, dar și prin serviciile educaționale, pentru că pune la dispoziție excursii, da, și să le oferi potrivit nevoilor actuale, adică da, să fii mereu un pas cu ei, mai ales da, că ei sunt mereu cu un pas înaintea părinților și află cine știe ce. Și uite, e atât de complicată în ghilimele viața asta emoțională a adolescenților, încât s-au scris ghiduri despre asta, nu-i așa, Sorin? Da, uite, noi am venit cu această minunată carte pe care și eu și Oana am citit-o, Ghidul adolescentelor pentru supraviețuirea în liceu, prietenii și mediul online, de Lucy Hammond, o autoare care are peste 25 de ani de experiență ca psiholog clinic, a lucrat cu adulți, dar a lucrat și cu foarte mulți adolescenți și cumva este specialistă în viața emoțională, viața intimă a adolescenților și cu precădere a adolescentelor. Am lăsat și mi-am dorit ca Oana să puncteze mai mult, pentru că Oana totuși are patru copii și are o adolescentă. Eu am trecut, la mine adolescenta mea este mai așa, adolescentă mai întârziată. Young adult. Așa, exact, da, deci are 23 de ani, da, aproape și la Oana 17 ani, este mai în miezul problemei. Dar, într-adevăr, sunt probleme. În timp ce discuta Oana, chiar mă gândeam că mie mi se pare, la nivel, să zicem, subiectiv, mie mi se pare, la nivel personal, că a fi părinte de adolescent, a fi adolescent, așa, da, și a fi părinte de adolescent acum e mult mai provocator, da, și mai greu decât era acum 40 de ani, 30-40 de ani. Mi-aduc aminte cum eram eu adolescent și care nu prea treceam, dacă se stabileau acasă niște reguli, da, o oră un set de limite da, și de granițe, nu. Și acum noi chiar povesteam reacții care le întâlnesc și eu la adolescentul meu, la fiul meu, la de 17 ani, și chiar câteodată, mai discutând cu alți părinți și cu alți psihologi, zice,
Eu eram așa, da, foarte, aoleo, cum, ce? Zice, stai mă puțin, normal, stai liniștit, stai. Mă, stai, că și al meu e la fel, sau și al meu e la fel. Da. Gen reacții, da, 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 bine, cine mi-a arătat aici? Aha, bine. Și la fel, eu curare. Și își dau ochii peste fii cap atent, și le știu ei pe toate, frumos, nu? Da. Uite, haide, vezi, el e la școală, hai să explorăm, îți place geografia, nu știu, poate istoria, abara, hai să vezi ce și ei cum. Ei par plictisiți, dar mai degrabă. Par foarte plictisiți. Par plictisiți, par ca un orișor gri deasupra capului și le plouă într-una. Par ca 100.000 de probleme. Parcă, da, sunt împovărați așa, nu se bucură. Vor să fie importanți, da, vor să fie importanți, nu? Dar într-adevăr este o generație care are mai multe probleme emoționale decât generațiile anterioare. Da. Okay. Și într-o altă carte, tot de la editura Herald, pentru că am primit viața un pachet. Viața emoțională a adolescenților. Da. Autoarea prezintă trei probleme majore ale perioadei actuale. Una este creșterea medicației pentru depresie și anxietate, care e un fenomen mai degrabă în Statele Unite ale Americii, care a început și pe fondul problemelor de inadaptare școlară. Da. Și e posibil să vedem asta și la noi în timp, mai ales dacă părinții sunt mai vulnerabili și se simt mai neputincioși, s-ar putea să apeleze mai mult la medicație, la... Și s-ar putea și pentru psihologi, la fel, dacă nu da, sunt destul terapie de pregătiți. Dar să sunt fie foarte mai mulți adolescenți care vin în terapie. Da, bă, și da? Iau pastile. Da. Deci medicația, al doilea factor este creșterea industriei bunăstării. Este o idee generalizată acum că trebuie să ne simțim bine cu orice preț și că emoțiile negative nu sunt mai este un factor da. Care ne destabilizează și tindem să negăm valoarea emoțiilor negative care au și ele rostul lor în structurarea acestor experiențe de viață și în raportarea noastră la experiențele de viață, unele mai plăcute, unele neplăcute, așa cum sunt. Și al treilea factor este faptul că a crescut foarte mult, au crescut problemele de sănătate mentală și ultimele cifre, citeam niște studii chiar din 2012, acum mi se păreau cam vechi, dar pentru că noi post-pandemic avem un alt tip de fenomen care s-a accelerat, da. Dar chiar și din 2012 erau niște cifre îngrijorătoare, chiar și pe Statele Unite, dar și la nivel global, cu privire la numărul alarmant, aproape 25% din tineri registrau probleme de sănătate mentală. Și atunci de ce? Cum ne explicăm asta? Adică ar trebui în perioada asta foarte frumoasă să te bucuri de viață, de tot ceea ce îți oferă. Da, dar noi ne bucurăm ca generația anterioare comparând cu lipsurile și lucrurile pe care noi nu le-am avut și la care eu acces. Dar să ne gândim că acești copii s-au născut într-o societate în care au de toate, da? Mai accesibil. Da. Și nici nu concep lipsa bunăstării, exact, pentru da. Că mai sunt și mă mai uit la tot felul, de exemplu, de postări pe Facebook. Uite cum eram noi. Și da, băi, pe mine lucruri mă mulțumeau niște lucruri puține, mă pentru că exact. Da, pentru că atât aveau părinții posibilitatea să mi ofere. Ori acum nu-ți poți imagina pe un copil să intră în depresie pentru că nu i-a luat părintele nu știu ce model de telefon, da, mobil, smart și așa mai departe. Da, da, da. Adică vezi, cum să spun eu, bunăstarea ca model cultural vine la pachet și cu problemele astea legate de anxietate și de depresie, care poate nu existau în urmă cu 30-40 de ani, sau existau la o scară foarte mică. Acum, într-adevăr, sunt probleme și care sunt, dar cum spunea Oana... Dar mai este și fenomenul acesta al faptului că noi suntem în contact cu mai multe informații care arată exact. Lumea mai multă da, care da, da. Are. Și noi înainte aveam niște universuri mai limitate. Da. Vedeai ceva la televizor care era maximul arăta? De, da. De exact. Deschidere. Da. Am văzut la televizor, exact. Era reperul. Da, da. Aveam reviste internaționale care iar erau un reper și o inspirație, dar acum este mult mai ușor ca acești să vadă foarte mulți oameni foarte bogați sau făcând acești bani din alte tipuri de ocupații decât poate cele încurajează standard, să zicem așa. Părinții da. Lor. Da. Da. Jobul clasic. Exact. Joburile care au o anumită reprezentare în mintea noastră. Mm-hmm. Da? Exact. Acum vorbim de joburile viitorului, vorbim de multe destructurări la nivel de piața muncii, că vor fi joburi pe care nici noi nu le putem anticipa. Mm-hmm. Și atunci devine tot mai problematic să le spui copiilor fete X, fete Y. Da, așa, când tu nu știi peste 10 ani. Dar este o muncă grea sau nu mi-aduce destui bani, nu pot să-mi iau mașina pe care o vreau. Și sau... mai arată studiile acum, chiar a fost recent un studiu că sunt acești adolescenți sau tineri adulți de sub 22 de ani care nu vor să muncească, stau mai mult cu părinții până spre 30 de ani, cer sume foarte mari la angajare, deși nu au experiență, nu sunt dispus să muncească precum munceam noi, schimbă joburile foarte rapid, nu ai cum să-i ții, adică este o schimbare foarte importantă care ne va afecta da, 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 în urmă. Pe
care nu anticipăm și nu anticipăm nici la nivel educațional suficient, cu adevărat pot să spun asta, că nu discutăm despre faptul că nu mai vorbim atât de mult despre joburi, ci vorbim despre niște tipuri de competențe care se degajează de niște abordări foarte, foarte înguste. Pe de altă parte, multe elemente sunt foarte specifice. Dacă lucrezi, de exemplu, nu știu, în mass media sau chiar și în televiziune, sunt câteva lucruri foarte tehnice. Ce ai, și atunci ce capătă valoare? Capătă valoare această pregătire la locul de muncă sau contactul direct cu profesia respectivă, care pe de o parte și devine atractivă prin imersie într-un context foarte real, dar capătă și o formă foarte concretă. Așa se face această meserie, ocupație, profesie, știu, într-un sens mai larg. Revenind un pic pe problema provocărilor emoționale, aș spune în primul rând că părinții au nevoie să se documenteze și chiar recomand aceste lecturi, pentru că e o schimbare de generație și în linia părinților. Da? Sunt părinții care au născut copiii mai târziu, care au născut copiii la 28-30 de ani, care înseamnă că au prins adolescența suprapunându-se și pe anumite crize de vârstă adultă ale părinților. Și aș vrea să avem în vedere, pentru că asta înseamnă că ei resimt distanța generațională mult mai mult decât dacă ai făcut un copil la 20 de ani și acum ai 40 de ani. Una e să ai adolescent la 48 și alta e să ai la 35. Normal, deci aș vrea să atrag atenția, mai ales că în ultimele generații cam asta a fost tendința. Și se împinge oricum mult vârsta. Foarte mult, deci mai multă documentație. Și scrie și în acest ghid, sunt 10 sfaturi aici pentru adolescente de citit, inclusiv legat de social media, dar una unul dintre sfaturile pe care aș vrea să-l accentuez aici este: comunică în timpul conflictelor. Perioada adolescenței e o perioadă cu conflicte explozive, spun, pot apărea ca fiind foarte explozive, foarte dramatice, cu plânsete, dar comunicarea ajută foarte mult și fac acest focus pe această idee, pentru că noi nu prea suntem foarte buni comunicatori, noi suntem foarte vorbăreți, nația noastră e foarte vorbăreață. Dar nu contează și ce comunică. Da. Și felul în care se comunică. Suntem mai degrabă și ca părinți de adolescenți. Suntem speriați, tensionați, tindem să fim critici. Și atunci ajută mult și aș vrea să dau acest insight celor care ne privesc, să punem întrebări mai degrabă, să fim explorativi. Pentru că acest tânăr care e în fața noastră și este work in progress, este în construcție, ca un șantier în construcție, are nevoie nu atât de mult de certitudinile noastre, pe care la rândul nostru și noi le-am făcut pe pielea noastră, și nici noi n-am ascultat de părinții noștri chiar până la capăt, să adresăm întrebări, să fim curioși. De ce te interesează acest lucru? De ce ai vrea să fii acolo? Care e câștigul tău? Dă-mi și mie din insight-ul tău să înțeleg de ce ai vrea să fii acolo. Nu neapărat să tăiem de la rădăcină. Intervenim cu o autoritate. Și oricât ar părea de ciudat, recomand părinților să-și arate vulnerabilitatea, să spună că le este frică, s-ar putea să n-aibă soluții, nu știu ce va fi în viitor, nu știu cum o să te ajut ca părinte. Și o să dau un exemplu personal, pentru că am plecat și eu la București la studii, era foarte departe de casa mea. Și obișnuiam să vorbesc cu mama la telefonul, cu cartelă și cu fise. Și cu disc. O dată pe săptămână și chiar să ne scriem scrisori. Și mi-aduc aminte că la un moment dat, ducându-mă acasă și povestindu-i mamei ce făceam, începusem să fiu voluntară, să fac activități, să mă implic. Și la un moment dat mama zice, uite, ascult așa de tine, dar nu cred că mai știu să-ți dau sfaturi. Nu știu ce să te mai învăț. Poți să te simți la un moment dat depășit, probabil. Și a zis, doar te rog să fii atentă. Și practic s-a dus la câteva principii de bază pe care le-am recunoscut că fusese de fapt principiile în care crescusem și noi în familia noastră, dar săraca era ce să spună, ce să mă sfătuiască, pentru că deja experiențele pe care eu le aveam, erau altele oricum. În care eu trăiam era foarte mult peste ceea ce trăia ea. Și știu că a și zis, a zis, nu pot decât să mă rog pentru tine să-ți fie bine și să ai grijă și să fii păzită,
Deci mai degrabă aș recomanda tinerilor și ca părinți să le spunem să avem încredere în ei și să apelăm la capacitățile lor critice. E, uite, pentru că și faptul că ei sunt mai senzoriali, da, și au nevoie de experiență, nu înseamnă neapărat că nu-i ajută capul, ci doar că funcția asta nu este suficient de activată. Și atunci ca părinte poți să spui, aș vrea să te gândești un pic înainte, aș vrea să-ți calculezi și să facă exercițiul ăsta acasă, vorbim cu el. Dar care e scenariul A, dar scenariul B, dar dacă se întâmplă, ce ai face, cum ai reacționa? Foarte și interesant. Cumva din comunicarea aceasta să detensioneze și să depresurizeze un pic butoiul acesta cu pulbere. Și uite că vreau să mai atingem așa, repejor, un subiect împreună și vorbim despre, bineînțeles, dezvoltarea încrederii în sine, da? Pentru că, la fel, adolescența asta vine cu multe, multe presiuni, multe influențe, mai ales din mediul social, din anturajul copiilor și atunci, cum facem, dragilor, să sădim exact semințele astea, să creștem stima de sine a adolescenților, mai ales că, spuneam, sunt foarte influențabili, poate li se spune ceva, un coleg le atrage atenția că e nu știu cum, că ai corpul nu știu cum, că e formare. Așa, adică suntem foarte sensibili la critică, la judecată în perioada asta, îți creezi o imagine de sine și atunci să vedem ce mesaje ajung la copiii noștri și cum putem să punem un filtru, așa, adică să nu luăm de bun tot ceea ce vine din exterior. E foarte repede ce vreau să spun. Ar fi bine să ne concentrăm pe ceea ce diferențiază un tânăr de alt tânăr, să punem accent pe caracteristicile lui, pe talentele lui, pe calitățile lui, să accentuăm foarte mult calitățile. Însă, ca părinte, vei fi contestat. A, spui asta că ești mama, spui asta că ești tata, spui asta că ești obligat. Copiii mei chiar îmi spun asta, spui asta că ești obligat. Vă învață pe voi că e bine să ne spuneți lucruri bune, nu? Și am spus, nu e chiar așa, spun asta pentru că eu te cunosc de 16 ani și ceilalți te cunosc 2 secunde, 2 minute sau din elemente foarte trunchiate care înseamnă o imagine din social media pe care le și spun. Poate pe fi care o aparență o și manipulezi aia. Pentru că tu vrei să arăți că ești ceea bine. Ceea ce dorești tu să arăți. Dar tu vorbești cu mine aici și îmi spui că nu ești bine, dar vei, și gândește-te că și alt tânăr procedează exact la fel, iar tu crezi lucrul acesta și dacă te gândești la propria ta imagine pe care o promovezi și știi că e poate doar jumătate adevărată, că mai sunt și părțile, milioanele de părți da, care compun o realitate. Deci una e să ne concentrăm mult pe punctele lor forte ca adulți informați. Asta trebuie să le spunem. Eu spun asta despre tine pentru că te cunosc mai bine decât ceilalți. Petrecem mai mult timp împreună, mai multe situații, am trecut prin bune, prin rele, te știu de când erai mic. Da. Știu că te transformi, știu, dar știu în continuare că ești așa și așa și așa. Al doilea lucru este să, când ei au greșeli, să ne asigurăm că înțelegem miza greșelii, pentru că sunt greșeli mici și sunt greșeli mari, iar la vârsta aceasta se pot întâmpla și greșelile mari. Cum pot fi? Consumul de droguri este o greșeală mare. Da. O sarcină nedorită poate fi dramatică, da, și trebuie care vine din neinformare și așa mai departe. O relație în care partenerul, indiferent că e băiat, fată, pentru în loc să ajute la progresul acelei persoane, te ține în loc, te ține pe loc, în loc să te încurajeze să mergi la școală, să dai examene, să-ți continui școala, te sfătuiește să fugiți în lume, să plecați, să nu știu ce, chestiuni reale care nu au nicio bază, da, și care nu este un scenariu realist. Deci aici văd rolul părintelui ca el să stea disponibil ca o plasă fără să aștepte niciun fel de apreciere sau de validare sau de statui legitimare. De aur. Vai, mulțumesc că m-ai salvat, nu o să primească nicio. Adică nu va primi acum, părinții vor primi asta mai târziu, nu? Mai târziu. Deci vor primi neîndoielnic, să aibă această încredere că este ca o recompensă întârziată, da? Că tot îi învățăm pe copii de recompensă întârziată. Și părinții să trăiască această idee de recompensă întârziată. Veți primi această recompensă a faptului că acum ați stat, ați îndurat, ați ascultat și ați pus întrebări și ați ajutat să creeze acel scenariu realist, să mai doarmă o noapte pe o idee și să nu fie... Deci asta ar fi câteva lucruri importante și apoi să acceptăm că uneori trecem prin zile bune, zilele rele. Adică zilele rele fac parte din istoricul nostru. Așa este. Uite, și vreau aici să ajută ca părinții să se arate vulnerabile. Am o zi proastă, sunt nervoasă, nu vreau să vorbesc. Da, să mă înțelegi și pe mine că suntem oameni, dar vreau să vă mai întreb ceva, pentru că la adolescență apar și uite, fenomenele astea de bullying, din ce în ce mai pregnante în liceu și așa mai departe. Ei, și atunci
cum ghidezi un adolescent care poate e diferit, uite și prin prisma pasiunilor despre care tu vorbeai, că poate tu ești mai sensibil, ție îți place pianul sau tu cânti la un instrument, tu nu ești ca ceilalți băieți care bat mingea, da, în poartă pe Maidan și așa mai departe. Ei, și atunci cum facem să ghidăm adolescentul să nu se lase afectat de lucrurile care nu le aude, pe care le aude? Dincolo de sfaturile pe care le-a dat puțin mai devreme Oana, foarte justificate din ghidul adolescentelor, eu cumva, și noi am mai discutat, vin și cu experiența proprie, cum a spus și Oana puțin mai devreme. Eu am avut, de exemplu, o situație cu Rareș acum vreo 2 ani, când venea, plângea, suferea mult, se simțea marginalizat, nu se simțea înțeles, nu avea, încercase să-și facă prieteni dintre băieți, lui se păreau că erau ciudați, că nu aveau poate aceleași pasiuni, da, valori. Da, da. Fiecare nu se simțea inclus. Da. Normal că asta și am discutat cu el și am explicat anumite lucruri care țin într-adevăr și de partea de imagine și de stimă și de încredere de sine, că noi cu toții suntem diferiți și că e bine că suntem diferiți și că va încerca să-și găsească, nu contează că sunt fete sau sunt băieți, cineva cu care să împărtășească aceleași valori sau aceleași pasiuni. Și într-adevăr a trecut peste. La Denisa la fel. Am încercat tot timpul să-i spun, nu la modul, poate fac unii părinți, poate un exces, ești cel mai bun, ești cel mai tare. Asta e o ești cel mai bun, ești cel mai frumos. Dacă nu ești specific, trebuie să fii foarte specific. Diferența asta dintre laudă și apreciere. Exact. A nu lăuda în general, sigur că ești foarte dar bun, la ești copilul ce? Meu, pentru că te la un moment dat el va crede și dar ești bun pentru că și să fii foarte specific. Da, da, da. Uite, lucrul ăsta îl faci într-un mod deosebit pe care alții nu pot să-l vadă. Chestia asta, dar că ești cel mai bun, ești cel mai deștept, nu știu ce. Dezvoltă, dezvoltă un soi de aroganță mai târziu și copilul respectiv va avea un anumit, va deveni și cel care face bullying altor copii. Păi știi cine sunt eu? Păi știi, uite ce am auzit eu. Pe ce te bazezi vorba Pe ce am auzit eu de la mama și de la tata atâția. Da. Nu, în momentul în care vii și îi spui, cum spunea Oana, care sunt caracteristicile tale? Tu ești bun la sport, tu ești bun la desen, tu ești bun la muzică, tu ești bun la... Ea e pe istorie, pe psihologie, pe filozofie. Aduți aminte că ție nu-ți plac situațiile tensionate și de regulă nu te vei duce acolo. Un lucru care ajută mult în aceste situații este varierea cercurilor de tineri. Okay. Pentru că acești copii să aibă experiențe diferite, să nu depindă de un singur cerc de tineri care condiționează fel, sau care chiar condiționează și el, din teama de a fi marginalizat sau exclus, va plăti prețul respectiv. Da. Când eu aparțin mai multor grupuri, și mă duc la teatru, am un grup cu care merg la teatru, am un grup cu care merg într-o tabără, copiii mei merg la cercetași, un grup la biserică. Deci, având aceste interacțiuni foarte diferite, nu depind de o singură, nu-i poate condiționa nimeni. Fiica mea nu are niște relații foarte bune la școală, dar nu e atâta de... E afectată, dar nu pot să spun că este... Că o dărâmă. O dărâmă, exact. Pentru că ea își găsește resurse în grupul care merge la teatru și cu care face și teatru. Și validare de la cei care, cu care de la are aceleași pasiuni. Care o acceptă, care o plac, care fac anumite lucruri și care o acceptă pentru faptul că ea nu poartă unghii lungi, nu are preocupări din astea foarte de imagine personală, pentru că la cercetași toți sunt așa și toți știu că au nevoie de propriile unghii așa și de așa. Ca să meargă, pentru că merg pe munte și cu cortul. Da. Deci lucrul ăsta îi face pe ei să-și reflecteze imaginea ca din mai multe oglinzi și să înțeleagă, eu sunt așa, nu sunt așa, ok, nici fetele cu unghii lungi nu sunt neapărat rele, dar am la acest lucru în comun, că suntem colege și ne petrecem un timp împreună. Și de asta să ne respectăm, nu și să... avem, nu știu, ne facem teme împreună, avem aceleași tensiuni când dăm teste la școală. Corect. Deci împărtășim unele elemente, nu le împărtășim pe toate și ăsta este un alt lucru cu care ei se vor obișnui în timp, că deși suntem foarte diferiți, într-un fel suntem și foarte asemănători, avem o nevoie puternică de apartenență la trib. Da. Corect. Și stima de sine se formează mai ales prin a înțelege cine suntem și apoi cine nu suntem. Corect. Mai întâi cine suntem noi
Și apoi cum ne diferențiem de ceilalți? A, ce minunat! Uite, ce e o concluzie foarte frumoasă și îmi place metafora aceasta cu a fi reflectat de mai multe oglinzi, dacă să-ți construiești practic imaginea de ansamblu. Imaginea și corectă. Asta e valabilă și pentru noi adulții, apropo de cercurile în care ne învârtim și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult, a fost minunat să discutăm și de-abia aștept să mai reveniți aici la Părinți la Fix, să povestim multe, multe despre copilașii noștri. Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere. Dragilor, vă mulțumesc, ne revedem și mâine aici la ora 11. Nu uitați, fiecare clipă petrecută alături de copilul vostru contează. Pa!